înghețată delicioasă din fructe, care se prepară în casă din ingrediente naturale. O să avem nevoie de fructe proaspete. O să punem în 3-4 pungi separate banane cu căpșuni, banane cu caise, banane cu orice fel de fructe doriți și vă plac. Le dăm la congelator, apoi le scoatem, le mixăm. Până vom obține un piure de fructe și o să le punem în forme speciale pentru înghețată. Apoi o să introducem bățul de înghețată în mijloc și punem formele în congelator peste noapte. Opțional, dacă doriți, mai puteți adăuga, ca să fie mai dulce, ca să iasă mai dulce, mai puteți adăuga puțină miere sau un dulcitor sau zahăr pudră. Depinde de preferință, depinde cât de dulci sunt fructele. Eu vă urez multă sănătate, vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați fost alături de mine și că ați vizionat videoclipul realizat pentru voi. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine și ne vedem cu următoarea rețetă. Vă pup și vă iubesc pe toți. La revedere! Multă sănătate vă doresc și numai bine tuturor!